Bun găsit la știri. PSD și PNL au bătut palma pentru calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Coaliția a decis să mergem la urne 3 duminici la rând. Astfel, primul tur al prezidențialelor va avea loc pe 24 noiembrie, urmat de alegerile parlamentare pe 1 decembrie, apoi turul 2 al prezidențialelor pe 8 decembrie. Întrebată dacă alianța PSD-PNL va rămâne în picioare, Nicolae Ciucă, președintele PNL, a spus că o decizie se va lua atunci și nu mai devreme. Surse politice susțin că, deși s-au atacat reciproc zile întregi cele două partide politice, s-ar fi înțeles în spatele ușilor închise să continue tandemul și după alegeri. Au fost discuții la nivelul coaliției după ce au fost analizate concluziile reieșite în urma discuțiilor pe care premierul le-a avut cu celelalte partide politice și a rezultat cât se poate de clar că toate celelalte partide au solicitat ca alegerile să aibă loc la termen și de asemenea să nu existe această variantă a alegerilor comasate. S-a ținut cont de toate aceste opțiuni și de asemenea de încadrarea în prevederile legale, astfel încât să putem să avem un calendar în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Și Marcel Ciolacu a anunțat că saga alegerilor s-a încheiat. Am încheiat astăzi împreună cu partenerii de guvernare un acord cu privire la calendarul electoral care să respecte principiile discutate în cadrul consultărilor cu formațiunile politice reprezentate în Parlament. Am stabilit că alegerile prezidențiale vor fi organizate la 24 noiembrie turul 1 și 8 decembrie turul al 2-lea, iar alegerile parlamentare la 1 decembrie. Astfel, putem adopta chiar azi hotărârea de guvern prin care validăm calendarul alegerilor și încheiem acest subiect. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost întrebat despre oboseala provocată de 3 weekenduri de alegeri la rând. Din discuțiile care le-am avut, a reieșit că s-a ridicat această problemă și partidele politice au zis că nu este nicio problemă dacă au loc alegerile pe 1 decembrie. 1 decembrie este sărbătoarea noastră națională, poate fi și o sărbătoare a democrației în același timp. Întrebat dacă va continua tandemul PSD-PNL și după alegeri, Ciucă a răspuns. În acest moment vă pot spune că fiecare dintre partide va avea propriul candidat. Asta. Este prematur să ne pronunțăm astăzi ce se va întâmpla în decembrie. Dacă ne uităm și la rezultatele obținute la alegerile locale și la consistența actuală a valorii politice a celor două partide, se poate discuta despre o abordare similară pentru guvernarea din 2025. Despre turul 2 de scrutin, Nicolae Ciucă a subliniat că este prematur să se pronunțe azi ce se va întâmpla în decembrie. Totodată, întrebat despre o posibilă înțelegere și cu alte partide, Ciucă a răspuns: acum știți cum este cu orgoliile acestea și atacurile trebuie să fie întemeiate pe o anumită realitate, pentru că tot vorbim de realitatea. A fost doar retorică, instrument de negociere? Poate fi interpretat nu și așa. Nu este cumva o înțelegere riscantă pentru Partidul Național Liberal în ideea că dacă PNL nu va avea candidat în turul 2 la prezidențiale, asta ar putea afecta scorul partidului o săptămână mai târziu la alegerile parlamentare? Marius, cine nu riscă nu câștigă. Ați fi pregătit să-l susțineți pe Marcel Ciolacu în turul al doilea al prezidențialelor dacă PNL nu va ajunge în finală? Să ajungem acolo. Până atunci este deschis pe Partidul Național Liberal pentru crearea unor noi alianțe politice sau electorale cu alte formațiuni mici de dreapta pentru susținerea candidatului prezidențial? Partidul Național Liberal a fost deschis și pentru dialog, a fost deschis pentru orice formă de negociere, astfel încât să respectăm tot ceea ce ține de relevanța și de importanța alegătorilor, a cetățenilor, discutăm și negociem cu oricine. Inclusiv cere doamnei Lasconi să nu intre în cursa pentru prezidențială și să vă susține candidatura? Nu poți să ceri o astfel de
un astfel de lucru cuiva. Este opțiunea dumnealor.